Probabil a fost descoperit aici, în această peșteră. Ăsta e scheletul, aici. Și acolo e sala turcului. Da. Ca o meduză arată. Da, uriaș. Da, și acolo îl avem pe Moș Crăciun. Ia vezi, e catifelat? Un amfiteatru s-a construit aici. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Ne aflăm în comuna Baia de Fier, unde se organizează prima ediție a Festivalului de Arte și Tradiții. Baia de Fier este un loc frumos, încărcat de istorie, unde natura, istoria și tradițiile se împletesc pentru a crea o experiență unică. Astăzi, fiind Festivalul de Arte și Tradiții de la Baia de Fier, peștera se vizitează gratis. Dar nu scrie ce este? Eu cred că mai încolo. Asta seamănă cu o fântână arteziană. Mușchi acolo? Da, se vede frumos. Da. Au crescut mușchi. Atenție la fes. La moț. Dacă ești o zonă unde trebuie să mergem cât mai în mersul piticului. Bazinele mici. Da. Aici jos. Da, e. A venit acasă, Lilia. Are cuibul pe aici. Tu să te uiți la ceas, să nu cumva să întârziem. Astea sunt bazinele mici, aici? Da, aici jos. Sau unde? Acolo, acolo sunt bazinele mici. Domnuri, coloane. Domnuri. Dar vezi ce curge apa? Și ce? Zici că se topesc. Zici că sunt cetățui. Da. Castele. De nisip, da. Exact. O, spectaculoasă. Nu să știi că uitasem cum e. Nu, e frumoasă. Până acum am mai vizitat-o de vreo 4-5 ori. Dar cam uitasem cum se prezintă. Foarte multe formațiuni. Unele seamănă. Da, sunt multe, sunt. Da. La un metru, una de altă. Unele sunt ca niște fântâni arteziene. Aici, orga. Oho. Orga. Oho, și uite și pe sus, ce frumos. Au uite vizuinele de aici. Da, frumos. Deci la 3 jumate. Ah, și se ne lasă aici în peșteră? Da. Dar e temperatura bună. E. Nu știu semna la telefon dacă e, ca să anunțăm, să sunăm la 112, dacă cumva ne lasă aici și închid. Da, domnul mic. Da, am mai trecut pe lângă 10 domni mici de ăștia. Sala altarului, da. Frumos. Ia uite lilieci. Sau parcă. Era, da. Era poate, poate acum, că nu e ghid. Nu știu de ce, da. Au închis. Da, uite că e și lumină. Da, da. Și da, mai e ceva, o formațiune lumina acolo, da. Nu este lumina aprinsă acolo, în sala altarului. Da. Vezi că, uite, cresc mușchi și fără lumină. Un pic de vegetație așa. Da. Oho. E plin de lilieci aici, în zona asta. Da. Cred că sunt câteva sute. Da. Și verdează. Da,
se agață așa cu piciorușele de... Da, de stâncă. Da. Și cu capul în jos. Da. Și așa stau nemișcate. Da, cred că până la primăvară. Dar probabil că așa arată un schelet de urs. Da, scheletul de urs. Nu știu că din se par real. Probabil a fost descoperit aici, în această peșteră. Ăsta e scheletul, aici. Aici cred că sunt oasele ce au fost descoperite în peștera Muierii. Și pe acolo sunt prinși lilieci. Mai e câte unul. Dar tu știi că noi am mai fost și eu n-am văzut lilieci data trecută. Da, cred că mai stau undeva mai sus. Asta e zona joasă unde trebuie să mergem. Așa. Mersul piticului. Chiar că mersul piticului. Da, sunt niște formațiuni sub formă de bazine. Da, aici e o porțiune mai îngustă. Și foarte joasă și au săpat șansul ăsta în stâncă ca să poți să mergi. Păi da, altfel cred că nu prea puteai să te apuci. E zona cea mai îngustă și cea mai joasă a peșterii. Da, da. Da. Așa are undeva la 4-5 metri lățime și înălțime pe care mai puțin de un metru. Sunt locuri de are și mai puțin. Și uite, au săpat șansul ăsta ca să poți să mergi cât de cât. Cascada împietrită. Da, e frumoasă. Are aproximativ 4 metri înălțime. Da. Și sunt câteva formațiuni frumoase și aici deasupra ei. Da. Niște stalactite. Cu T de la tată. Și da. Cele de pornesc de jos sunt stalagmite. Cu M de la mamă. Un grup de lilieci. Ce hibernează pe tavanul peșterii. Sala Turcului. Asta e Turcul Mii. Sala Turcului, da. Și acolo tot Turcul. Și acolo tot Sala Turcului. Da, și Domnul. Și acolo e Domnul Mare. Da. Hai să ne dăm mai aproape. Asta e. Turcul își bea cafeaua la sus. Da, asta e Turcul. Are și măsuță să-și bea cafeaua. Da. Și acolo e Sala Turcului. Da. Domnul Mare, uite. Și bineînțeles că tot ne apropiem de sărbătorile de iarnă, Moș Crăciun. Imediat ajungem și la Moș Crăciun. S-aud doar picăturile de apă. Și uite și pe deasupra, ce frumos. Cadru și cu calvarul cel alb de deasupra. Uite și aici ce frumos, ce s-a format aici, aia de acolo. Da, chiar e super, super. Și că sunt meduze. Exact, zici că sunt meduze, exact, da. Așa, ca o meduză arată. Da, uriașă. Da, parcă e din ce în ce mai frumoasă. Da, și acolo îl avem pe Moș Crăciun. Și în față parcă ar fi Crăciunița. Și acolo, uite și cadrul. Vino cu așa, bagă de aici. Bagă de aici. Acuși. Da, acolo în spatele... Nu știu cât să vede, da. În spatele lui Moș Crăciun, dar se vede clar cadena. Da. Se vede, da. Da, minunat. Până și pe jos sunt formațiuni foarte, foarte frumoase. Da, da, asta, da. S-au format așa, ca niște cădițe. Da, ca niște dune. Așa, acum să vedem pe unde mergem spre ieșire. Scrie acolo ieșire. Trebuie să ne mai uităm și la ceas, să vedem cât e. Dar aici trebuie să ne aplecăm foarte, foarte mult. Stâlpișori și stâlpișori. Da, o zonă cu coloane mici, adică s-au unit stalactitele cu stalagmitele și au urmat coloane. Ia uite, și pe dreapta, că sunt propte.
Da, exact. Da. Faină. Da. Faină formațiune. Da. Da, acolo mai e o formațiune, dar nu știu cum se numește. Că nu scrie. Sala cu guano. Aici e sala bolților. Ia vezi, e catifelat? Vrei să pun una pe el? Și am ajuns la finalul peșterii, la ieșire. Eu, s-aude muzica de aici. S-aude concertul de la Festivalul de Arte și Tradiții. Și nins. Nins, da. Și stânca. Dar asta e pin. Pin, da. Era la fel. Are 800 de metri are peștera? Cred un pic peste. Da, 8-900, da. E organizat, e ghid. Da. Ui, pe frânghia aia pe aici în sus. Da, e frumos, dar vara. Vara, da. Clar cu vara. Un amfiteatru s-a construit aici. Și astea sunt iglurile, de le-am văzut noi în primăvară. Ne-am crezut că sunt pentru cazare, dar se pare că sunt pentru meșteri populari, pentru arte și tradiții. Acolo un loc de joacă pentru copii. Nu știu aici ce au pus, dar s-a cam făcut nămol pe chestia asta. Ieșirea peșterii Muierilor e puțin mai la vale decât intrarea. Trebuie să mergem pe jos până la parcare. Cam un kilometru. Am găsit un om de zăpadă. Minus. Mic și înghețat. O bornă. Vă mulțumim că ați explorat împreună cu noi puțin din frumusețea acestui loc. Toate cele bune! La revedere!